600 de elevi și studenți au intrat în atenția polițiștilor care vor să-i țină departe de tot ce le poate distruge viitorul. Pentru acest lucru, aduc în fața lor deținuți și minori din centre de reeducare, pentru a le împărtăși din experiența lor. Proiectul Dincolo de Aparență se află la cea de-a 3-a ediție, iar în anii anteriori s-a bucurat de un mare succes. Vreau să cred că acest proiect va fi și în acest an de bun augur și foarte bine primit. Preferatul Școlar Județean Dâmbovița este mai mult decât încântat, să zic, de derularea acestui proiect. În obținerea de rezultate foarte bune. Eu mă bucur că suntem noi, Centrul de Educare Găiești, ca partener în al doilea an de derulare acestui proiect. Suntem în ideea de a veni în sprijinul elevilor. Cunoaștem realitatea care este în viața școlară. Alina, profesor, spune că înainte de vizită, considerăm că penitenciarul este strict un loc de reținere. Însă am descoperit că locul de reținere nu înseamnă doar atât, ci este unul din în care se încearcă reintegrarea deținuților în societate. Au fost realizate vizite la centrul de reeducare Găiești. Au participat și la celelalte activități care s-au desfășurat la Teatrul Toni Bulandra, la universitate, în diverse locuri. Elevii și studenții vor avea posibilitatea și de a vizita penitenciare și centre de reeducare pentru a da piept cu realitatea de tortură și pentru a face tot posibilul să nu ajungă și ei după gratii.